statul român nu a recuperat niciun leu de la funcționarii săi care au prejudiciat bugetul în ultimii ani. Potrivit Fundației pentru Apărarea Cetățenilor împotriva abuzurilor statului, în ultimii 4 ani, 1883 de funcționari ai statului au fost condamnați definitiv. În 2019, un președinte al ANAF a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru trafic de influență în legătură cu primirea unui comision de 20% într-o procedură de achiziții publice. Și el, la fel ca mulți alții, se încadrează în prevederile unui ordin al Ministerului Finanțelor Publice, prin care persoanele care ocupă sau au ocupat funcții de demnitate publică în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, al ANAF și al unităților aflate în subordinea acesteia, au dreptul să le fie plătite cheltuielile de judecată în dosarele în care sunt implicate. În cazul unei condamnări, Ministerul trebuie să recupereze aceste cheltuieli de la persoana condamnată. Ministerul Finanțelor Publice a explicat că până acum nu a fost niciun caz în care statul să recupereze sumele plătite.